Am împuternicile respective, solicit anexarea la materialele dosarului a propunerii pentru prezentabilitatea din este. Sunt Boșoleac Mitalil, născut la 12 septembrie 55, locuit de obicinez municipiul Chișinău, Independenței 50-25. Totuși a fi că rămână, să fie înlăturată decât înregistrarea video, deoarece pe mine, în calitate de avocat, chiar mă intimidează faptul dat. Nu vreau de fiecare dată când se va apropia la mine să merg cu o fură sau... Mergem în continuare pe lucru pe fondul cauzei și dorim să lucrăm independenți, fără de intimidarea organului de mass media și așa mai departe. Mulțumesc, doamna instanță. Demersul și procedem la dispate judiciare. Și am anunțat la început ședință că la dispate judiciare registrează. Mulțumesc, doamne. Se finisează. Așa, deci, inițial, în instanță pornind contestația, se dă citire contestații depuse de către scutarul Oleg.
reformarea legilor locale generale din 14 iunie 2015, eu sunt la Ulie, candidat la funcție de primar al orașului Ieni, din partea partidului politic, partidul nostru, am acumulat 1394 voturi valabile exprimate, plăsându-mă așa în loc pe locul 2 din toți concurenții electorale. Și am acces în primul 2 de scrutin. Potrivit rezultatelor preliminare ale primului 2 de scrutin, am acumulat 3527 voturi valabile exprimate, iar contra candidatului meu, Bojucan Constantin, am acumulat 3545 voturi valabile exprimate. În așa mod, contra candidatului meu, Bojucan Constantin, am acumulat 13 voturi mai mult decât mine. Eu mă exprim dezacord cu rezultatele preliminare ale votării și întâlnirea la punctul 60, alineatul 2, primit de electoral, solicit ca instanța să dispună renumărarea voturilor pe întreaga circumscripție electorală, îmi argumentez solicitarea prin faptul că observatorii acreditați din partea partidului politic Partidul nostru au observat unele încălcări la numărare și totalizarea voturilor de către birourile electorale ale secțiilor de votare și au sesizat aceste birouri, însă nevederile observate n-au fost alăturate. Așa. Observatorii de la secțiile de votare numărul 16-3 și 16-6 ne-au mărturisit precum că în aceste secții, 16 și respectiv 20 buletine au fost recunoscute nevalabile. Pe majoritatea din ele, ștampila votată era aplicată în patrulaterul în care era indicată familia mea în calitate de concurent electoral. În viziunea observatorilor, majoritatea buletinului urma a fi considerate valabile, deoarece opțiunea alegătorilor era clară. Necât la aceasta, ele au fost considerate în ultimul 57 din cod electoral. Totodată, țin să menționez faptul că în procesele verbale din secții de votare numărul 16-3 și 16-4 au fost comise unele modificări în rubrica buletinele nevalabile, utilizând în acest scop markerul, iar aceste modificări efectuate prin metoda de ștergere nu este una întâmplătoare. Cele menționate mai sus denotă faptul că corectitudinea numărării și totalizării rezultatelor alegerilor trezește mai multe semne de întrebări, iar ținând cont de diferența mică între numărul de voturi valabile exprimate pentru ambele concurențe electorale 13 voturi, în cazul dației impune dispunerea numărării voturilor pe întreaga circumscripție electorală. La adoptarea deciziei de renumărare voturilor urmează de ținut cont și de faptul că pe întreaga circumscripție drept nevalabile au fost recunoscute 3 buletini. Totul era clar, iar faptul că numele buletine ștampila votat era aplicată prea slab sau prea gras, sau buletinii conțineau o mică pată, nu putea servi drept temei de a le declara drept nevalabile. Potrivit articolul 60-2 codul electoral, în cazul dezacordului cu rezultatele preliminare ale votării, până la confirmarea rezultatelor de către instanțele pretare, concurenții electorali pot solicita acestor instanțe dispună renumărarea voturilor. Renumărarea poate fi dispusă de instanța abilitată cu confirmarea rezultatelor alegerilor pentru motive întemeiate, ce afectează rezultatele votării și distribuirea mandatelor și va avea loc în cea urmă 70 calendaristi și de la data adoptării hotărârii privind renumărarea votului. Renumărarea se efectuează de către același organ electorale, substituindu-se organele electorale vinovate de fraudă. Procedura generală a renumărării fiind aprobată prin hotărâre a Comisiei Electorale Centrale. În această revizie, căzându-mă de articolul 60, codul electoral solicit examinarea prezentei contestații, concomitent cu examinarea raportului Consiliului Electoral a circumscripției Roșinești Iedineț cu privire la rezultatele alegerilor primarului orașului Iedineț, raionul Iedineț, să dispuneți renumărarea voturilor în circumscripția electorală roșinească Iedineț în cazul alegerii primarului Iedineț petrecut în ziua de 28 iunie 2015, turul 2 de scrutin, în dependență de rezultatele renumărării voturilor să adoptați hotărârile legale și întemeiate. 30 iunie 2015, semnătura. Acel în instanță a fost depusă cerere de chemare în judecată. Și practic este același conținut ca în contestație. Suplimentar se indică și în acest sens solicităm până la confirmarea rezultatelor deci se dispune de numărarea voturilor, iar după stabilirea fraudelor la care ne-am referit, după ce veți stabili că eu am acumulat mai multe voturi valabile exprimate decât contracandidatul meu, să dispuneți validarea mandatului meu în calitate de primar al primăriei de Iedineț. În această vorbire, de articolul 66, 67, 125, codul procedurii civile, 60, 66, 67, 135, codul electoral, solicit.
Examinarea prezente cei de primarea judecată într-o procedură cu examinarea raportului Consiliului Electoral și Constituției Orășenești Iedineț cu privire la rezultatele alegerilor primarului, orașul Iedineț se dispune să renumărarea votului în circunscripțiile electorale Orășenești Iedineț în cazul alegerilor primarului Iedineț petrecut în ziua de 28 iunie 2015 cu voi. Se dispune validarea mandatului în nouă calitate de primar al primului Iedineț, în interogație calitate de mapări, deci Cuznețova Natalia, Procopica Lupov, Cistruca Torel și Spitalul Tatiana, semnătura, în aprilie 2015. La fel... Și eu îmi dau 4 cereri acum. La data de 2 iulie 2015, în instanța parvenit primesc Consiliul Electoral și Conscripție Raionale 11.16, deci demersul nr. 11 din 2 iulie 2015, intermerea articolul 135 cod electoral, Consiliul Electoral al circunscripției raionale 11.16 prezintă documentele electorale de la turul 2 la alegerea locale generale din 28 iunie 2015 pentru validarea mandatelor a funcției de primar al orașului Iedineț. Anexă și procesele verbale, formularele, rapoartele, semnătura președintelui. Optim și contestație, cererea a fost depusă de către scrutarul Oleg. Susțineți? Da. Referitor la demersul depus de către Consiliul Electoral al circunscripției raionale Iedineț. Băieți, domnule avocat. Putem, domnule avocat, să cer cererea. Altă instanță. Mică concretizare pentru procesul verbal. În contextul articolului 60.2 prim, nu este vorba de contestație din partea clientului meu, este vorba despre o cerere cu privire la renumărarea votului. Inițial a fost gândit contestație. Da, contestație inițială și ulterior cerere. Am înțeles, dar solicitarea este renumărarea și nu este o contestație, ca ulterior să nu fie calificată, am diferit. Pretențiile care sunt formate de către clientul meu. Una rămână. A doua formă, în altă instanță, ca să fim productivi, dacă un fapt s-a dat 4 cereri. Nu, nu este un nivel referitor la susțineți sau nu susțineți. A, susținem. Susținem și respectiv de aceea și presteți. Vreau să începem dezbatere judiciară. Întotdeauna. Susținem. Doamna Osache? Cererea ca concurentul electoral Scutaru pentru noi să o susținem, evident, ea vine că renumărarea voturilor ar fi soluția care ar aduce pe nouă. Și să susținem renumărarea voturilor. Nu am înțeles. Dar din stanță, să reușit ca cerere de chemare judecată fie respins și cerere cu privire la validitatea mandatului primarului să fie admis în grav. Mulțumesc. Eu la fel, în ora de instanță, resping cererea, propun respingere cererii și acceptare demersului în integralitatea lui. Mulțumesc. Mulțumesc, onorată instanță. Deci, referitor la contestația cererii de chemare judecată depusă de către scutarul Oleg, onorată instanță, considerăm că este neîndemnată și urmează a fi respinsă. Referitor la demersul înaintat de către Consiliul Electoral de Circunscripție nivelul 2, 16 Iedineț, Raional, deci îl considerăm neîndemnat și urmează a fi admis cu validarea clientului meu în calitate de primar al orașului Iedineț. Mulțumesc.
Și instanța procede la aplicarea sancțiilor pe dosar. Pot să vă permit să mă înregistrați în anunțarea de decizii. De asemenea, să simt poziția doamnei Șerne. Și putem colecta Luțu, o care pregătă la semestru de audiere inițială a martorilor, făcuși... Domnul Scutanu, începem. Dumneavoastră, puneți cu audierea domnului Scutanu. Da. Avocatul? De asemenea, în urată instanță, considerăm o pălun de a începe examinarea cu declarațiile reclamantului, contestatarul, cum este indicată, indicație ori, în dependență de răspunsurile și declarația acestui, ulterior pot apărea întrebări la eventuale martori din partea acestor. De ce? Considerăm că să începem conform procedurii generale stabilit cu audierea reclamantului. Mulțumesc. Nu prezintă propriu, însă prezintă martori, urmează să stabilim întâi care sunt pedimentele, că dumneavoastră nu au putut să iei niște explicații, să aducă niște probe și după asta mergem deja la audierea cu martori. Deci apare necesitatea de a audia martori, se vor audia, dar întâi mergem procedura generală. Reclamantul este în drept să dea explicații. Slide de referat de loc stabilește procedura de examinare, reclamantului, ulterior la martori și... Материальную новость. Повторно, Господа, вы эксперт, сэр, лекционер, ла, черенца, ревня, властвы, вечеря. Уважаемый суд, в связи с тем, что у меня есть адвокат, который может выразить все, да, мои позиции, в связи с тем, что я не юрист и не владею юридическими, не знакомы с терминами, юридическими терминами, в связи с этим прошу предоставить слово моему адвокату, который выразит все, что необходимо.
care că l-am respectat. Dumneavoastră cererea care și inițială și urmă, vreți susțineți? Da. Deci, da. Aspectul în care sunt indicate încălcările conform cererii. Simul cererii. Da, da, da. Să o și cam în casă, da. Și preparația se fixează. Deci în cerere instanță la data de 1 iulie 2015, dumneavoastră solicitați aprobarea datate de martor dați știri, 4 persoane, Cuvinitova Natalia, Procopia Lovchi, Struga Gabriel și Tatăl Tatiana. Corect? Ca și înmăjatinte. Suplimentar, mai invocați da, la prima ședință, la prima ședință, a fost stabilit lista. Da, și încă trei martori a fost stabilit. Instanța nu s-a expus în chestia. Și în afară de marturi invocați în cerere în 1 iulie, mai să ușitați suplimentar? Da. Deci, este cei marturi. Nojan Milena. Adura Tatiana. Vreau să nu știu. Nu știu. Și Pistruga Dorea. Dar nu știu. Pistruga Dorea este. Este, este. Ложа Татьяна, Штира. Да. Штира, еще ложа Кирилла. Вы выключили камеру? Нет. Записывай. Микрофон? Нет. Выключи. Выключи. Зинченко, весь микрофон. Там Я не знаю, это полностью. Я не знаю, это полностью.